Chiar dacă toți suntem de acord că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, obișnuim să plecăm la muncă cu stomacul gol. Specialiștii atrag atenția că acest stil de viață este periculos pentru sănătatea fiecăruia. Obișnuința de a nu mânca dimineața, chiar dacă senzația de foame există, și dorința de a nu întârzia la locul de muncă sunt doar câteva din principalele motive pentru care cei mai mulți dintre noi sărim peste micul dejun. Nu țin cont, nu. Micul dejun nu-l iau. Chiar dacă 86% dintre români sunt de acord că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, doar 56% mănâncă în fiecare dimineață, iar o treime dintre aceștia admit că servesc micul dejun de maximum 3 ori pe săptămână. Eu iau ce pot în gură și plec. Micul dejun este important la orice vârstă, dar mai ales în cazul copiilor în creștere, reprezintă o cale sigură către o dezvoltare armonioasă. Dacă tu nu mănânci dimineața, nici copiii tăi nu o vor face și deci trebuie să le oferi un exemplu de urmat. Eu aș zice că nu trebuie să sărim peste micul dejun. Foarte mulți fac prostia de a sări peste această masă, dar micul dejun este foarte important, deoarece de la el ne luăm energia, de la el ne luăm vibe-ul, aș spune, al zilei. Și ca să vă dau un exemplu de mic dejun, nu e mare brânză, putem să mâncăm niște ouă, albușuri, să zicem, da, corondea de orez și cu 2-3 felii de ardei sau 2-3 bucăți de roșii feliate. Deci micul dejun este cel care îți produce energia și mulți fac greșeala să sară peste el sau fac cea mai mare greșeală, mănânc o dată pe zi. De obicei, românii nu mănâncă micul dejun, iar dacă o fac, aleg produse nesănătoase. Masa de dimineață te ajută să ai energie în prima parte a zilei, momentul în care organismul este odihnit după somnul de noapte și ai cele mai mari șanse să dai randament ridicat la orice ți-ai